Salutare prieteni, salutare din România, și anume de pe traseul Via Transilvanica, pe care îl facem cu monociclul electric. Acum suntem în Poiana Stampei, deci la ieșire din Bucovina, și astăzi vom trece pe porțiunul Ținutul de Sus. Ultimele două zile, uite, am campat în locul ăsta frumos, lângă parcul natural Tivonul Mare. Și eu împreună cu Marcel o să plecăm pe traseu, pe traseul Via Transilvanica dintre Poiana Stampei și Tășuleasa Social. Acolo o să ne întâlnim deja cu Luminița și cu Lori și probabil o să campăm la Tășuleasa Social în seara asta. Ne așteaptă un traseu relativ ușor, așa să zicem, după ghidul biciclistului care l-am găsit pe viatransilvanica.com. Teoretic noi ar trebui să-l facem vreo 2-3 ore cu monociclu. Marcel cu motorul enduro și l-a reparat în sfârșit și acum o să continuăm traseul nostru. Ultimele două zile am stat aici deoarece ieri a fost o vreme ploioasă și din cauza asta am stat și ne-am odihnit, am editat din vloguri. Acum însă văd că a apărut soarele și mergem mai departe. Monociclul s-a încărcat aproape complet. L-am pus acum dimineață, că nu era de tot, era mai mult de jumate din baterie. Și hai să vedem cât a consumat. 8,65 și era cred că 7,5. Cred că un kilowatt și un pic o încărcat acum. Și suntem bine. Scoatem și ne pornim. Iată la Porna cu numărul BV126, cu două zile urmă eu am terminat traseul și acum o vom continua, aici suntem în Poiana Stampei, va trebui să mergem încă vreun kilometru în direcția aia, după care începem prin mulți în partea stângă. Și azi Marcel iarăși merge cu mine. Bună, bară! Ți-a reparat motorul? Am reparat motorul! Ce era? Mai multe! E bine că ți l-ai reparat și acum mergem împreună. Mă simt și eu un pic mai în siguranță. E un pic de zgomot, dar na, măcar o să fiu mai în siguranță așa. Bun, hai să mergem. Așa fel de trasee îmi plac, mă uitați-vă cât de frumos este pe aici, iarba încă verde, toate că este toamnă, astăzi este chiar răcoare. Eu m-am îmbrăcat într-o geacă, că era chiar frig și vântul este foarte rece, ieri a fost încă mai frig, azi măcar a ieșit soarele. Și acum se începe traseul foarte frumos. Da, modul eco. Ieri a plouat și vedeți că s-au format băltoaje și complică un pic traseul. Unele locuri trebuie să cobor, că mă rog, bine, pe aici eu mergeam, dar fiindcă am coborât mai devreme. Și un pic bătăie de cap, dar sper să nu fie așa tot traseul. Așa e când după ploaie. Prin pădure deja e mai dosit locul și e mai cald, dar pe drum cât am mers cu vitezul mai mare, era chiar răcoare. Deci, asta este prima bornă din Ținutul de Sus. Pa, pa, Bucovina! Ok, acum intrăm în pădure. Drumul devine tot mai interesant. Uitați-vă, pe aici merg și oile, să văd urme de oi. Sper doar să nu dăm prin namol. De urși deja nu mă mai tem, că am motorul lui Marcel care sperie urșii. Totuși, pericole sunt, dar probabilitatea e mult mai mică să ne întâlnim cu urs. Ești deja mai aventuros. Ah! Pe rădăcinile astea e ușor să lunici. Și să ude și... Da. Un pic mai dificil, dar ne descurcăm noi. Așa.
foarte atent. Trebuie să mergem. Uite, pe iarba am aderență. Cel mai mare problemă la monociclu e că el lunică în părți, în stânga-dreapta, da? În față, la accelerare sau frânare, are aderență foarte bună. Dar uite că în părți, se pare că zâmții ăștia, în părți nu sunt atât de pronunțat și atunci lunec. Probabil ar trebui să mai desumflu un pic roata ca să fie mai lată și atunci probabil o să am aderență mai bună. Și lateral. Dar e frumos, mie îmi place așa fel de traseu, e important să nu fii namol. Uitează cum merge prin pădure, deja se încălzește și cred că o să îndrepăt geaca în curând. Oh, ce frumos! Uite o bornă, mamă, ce frumos pe aici. Chiar îmi place drumul ăsta. Deci continuăm așa, uitează ce frumos. Și mergem calm cu monociclu. Sunt mai atent aici. Se duce monociclu. Namol și... Adică aici cineva a trecut sau chiar oile au trecut, s-au lunicat. Mai abrupt un pic, teoretic aș putea trece, dar mi-e frică, uite aici. E lângă o piatră și poți să anin pedala. Și mai bine merg așa. Eu și așa mă lunec cu încălțămintea asta de munte. Ui, și lunicos. Hai, cred că ieșim acum la drum. Prin amulul ăsta este greu de manevrat. Plouat benișor și na. Pe aici oare îți pot trec? Că monociclo, cum ziceți? Uitați-vă și cu monociclul ăsta, plin de noroi. Drum forestier roșu. A, uite, acum mergem înainte. Ia, uitați-vă și Marcelo nimerit în namol. Tata e negru, trebuie să-l filmez. Pot să iau aici ștampila Via Transilvanica? Da, vă duc da? Ca să pun pe bancă, pe bancă? Ca să se vadă. După aia poate nu numere. Ce? Mulțumesc. Au mai fost azi drumeți pe aici? Nu? În ultimele zile, ieri cred că a fost mai ploios și... Ieri nu știu, ieri nici n-am fost acasă. Nu știu dacă... Gata, am luat ștampila. Ce băltoacă mișelească. S-a lăsat până la... Serios? Jumate. Dacă nu dădeam
Mă gândeam să mă opresc acolo, tot era, toată partea asta e plină de noroi. Am ajuns în Poiana Lunca Ilevei și de aici am luat ștampilă. Iar de aici drumul se împarte în două. Am văzut că până la Teșulea asta Social sunt două trasee. Este traseul B și traseul original. Uite, ăsta este traseul B, asta este borna cu numărul BN009B. Acum ne gândim ce să facem, luăm pe traseul ăsta sau mergem care este marcată. De fapt, ăla e scris și în ghid, cred că o să ne întoarcem înapoi. Să mergem pe traseul original, ăla care e scris în ghid și dacă ceva mai facem un detur pe asta. Vedem. Aici putem vedea Piatra Fântânele via Dealofrau sau Piatra Fântânele via Ciosa. Deci noi o să o luăm original și dacă ceva mai facem un detur, dacă e foarte frumos drumul. Cât de mult îmi plac sătucurile astea montane, căsuțele astea cochete așa pe dealuri, gardurile din lemn. Și e foarte curat pe aici, iarbă verde, cu toate că deja e frig. Trebuie să mă îmbrac, e frig. Iată o bornă acolo. Suntem pe drumul drept. Și bornele astea sunt foarte frumos sculptate, fiecare are o sculptură originală. Iată, ultima era sculptată o cioară, de exemplu. Putem admira și arta de pe aceste borne. Frumos. Așa. Se începe. Iată, pe aici este traseul. Acum se începe aventura. Am văzut că aici pe hartă arată o urcare foarte abruptă. Urcările abrupte, știți că datorită monociclului ăsta nu mă sperie. Mă sperie doar noroiul și pietrele mari. Astea două, dacă n-or fi, atunci noi zburăm pe tot traseul. Pietrele mărunte sunt ok. Bună ziua! Prin sătucurile astea și oamenii parcă ai impresia că sunt mai veseli. De fiecare dată când îi văd, se uită atent la monociclu, mă rog, sunt curioși de monociclu, dar totodată ne salută, ne zâmbesc. Deci aici oamenii au un alt stil de viață, parcă se bucură de fiecare moment trăit. Și asta îmi place, asta îmi place la oamenii de la țară și în special oamenii de la munte. Aici au o priveliște extraordinară în fiecare zi și probabil asta și-i face mai fericiți, mă gândesc eu. Da, deci dealul este ok, destul de abrupt, cu o bicicletă, nu știu dacă urci, o bicicletă încărcată, nu știu dacă îl urci, însă cu monociclu, fără probleme. Nu sunt pietre mari și aderența este ok. Deci urcăm. Am ajuns până în vârf foarte ușor, timp de 5-10 minute am urcat dealul. Dar uitați-vă ce priveliște minunată se deschide aici. Acolo este localitatea Lunca Ilevei și de aici se deschide o priveliște extraordinară. Uitați-vă și încolo, așa peste tot. Foarte frumos. Acum continuăm, văd că drumul e destul de ușor deocamdată. Important să nu dăm de nămol. Stăpânul apără ograda, numai că vedeți că traseul trece pe aici. Înseamnă că, da, trebuie să trecem așa. Căță! Ei, văd că nu e așa de... Căță! Tu ești cu minte, nu?
Bună ziua! Da? Dar le-ați dat acceptul. De ce nu? Da, foarte bine. E frumos aici la dumneavoastră. De unde veniți? De la Putna. Bine, acum venim de la Luncaia, nu, de la Poiana Stampei. Da. Dar am început traseul de la Putna. Da. Mulțumim mult, dar trebuie să plecăm, mulțumim. Bun, mulțumim. Cum se deschide aici? Mulțumim, la revedere, mulțumim. Dragilor, o să ascund aici un magnețel. Iată la această bornă, magnețelul Lunca Ileva Tășuleasa Social. Nu pot să mă uit ce număr la bornă, deoarece nu funcționează internetul, dar o recunoașteți după această sculptură și o să o las aici sub o piatră. Iată, să zicem, uite, sub piatra asta o las aici. Așa. Punem o frunză. Iată, aici va fi magnet. Cine îl găsește, să vă rog să ne dați un tag pe Instagram și de ce nu să publicați aventura voastră pe Via Transilvanica și noi la rândul nostru o să distribuim la noi pe pagină. Pe o porțiune frumoasă prin pădure. Da, deci traseul merge ba pe drum, ba prin pădure, ba pre câmpii, ba pre gol alpin și ajungi la peisaje extraordinar de frumoase, dar sunt și peisaje mai plictisitoare un pic. Pe drum, de exemplu, sau nu știu, prin bine, localitățile sunt frumoase, dar sunt unele care pur și simplu merg pe drum forestier, da? Și nu sunt foarte, foarte periculoase, spectaculoase. Dar uite, mie trasei din astea, îmi plac care merg pe un pic. Oi, fac. Numai că nu prin Nămol. Oh. Aici este Nămol, din astea nu prea îmi plac. Iarba asta e amăgitoare. Așa. Deci ce frumos, îmi place când tot e verde. Și mai este câte o căsuță din asta. Deci stogurile astea de fân. Ce fain. Ce frumos. Ia uitați-vă ce casă faină. Aici o sculptură reprezentativă a locului. Fain. Am ajuns la localitate. Cred că suntem aproape de finalul traseului. Imediat ajungem la Tășuleasa Social. Am ajuns! Uite și pe luminița. Ce luminița? Tot ok? Tot ok! Uite că am ajuns la Tășuleasa Social, Via Transilvanica. Asta este sediul Via Transilvanica. Uite, aici avem chiar și mai multe borne sculptate foarte frumos. Uite, și aici probabil sunt Endava. Eu am lucrat la Endava. Aici sunt probabil sponsorii. Ce fain. Și aici sunt mai multe sculpturi. Ce frumos. Aici poți să pui, cineva și-a uitat apa. Mesaje. Bună ziua! Haideți să intrăm înăuntru, să facem cunoștință aici cu echipa care a construit, care a construit acest traseu. Aici putem vedea harta traseului. Ia să vedem unde suntem noi acum. A, uite, noi suntem chiar aici, la Tășuleasa Social. Deci abia la început, mai avem încă o cale lungă.
cale lungă și interesantă. Ne-am întâlnit aici cu Ștefan și aș vrea să-i dau ceva întrebări, să aflu mai multe detalii despre traseu și despre istoria acestui traseu, cum a fost el în genere conceput sau cine a fost inițiatorul acestui traseu. Ai ajuns la locul potrivit, Costi. Deci aici, dacă de aici nu pleci cu toate răspunsurile, înseamnă că nu mai unde altundeva. De când ați început traseul ăsta? De când a fost primul traseu, primul tronson? Eu am să o iau puțin poate mai din spate, poate dinainte traseului. Mm-hmm. Deci aici vă aflați în campusul de la Tășuleasă Social. Da. E o organizație care funcționează de 23 de ani, deci a fost înființată în anul 2000 și de-a lungul anilor s-a ocupat cu diverse proiecte, proiecte de împăduriri, foarte multe proiecte cu copii, educație non-formală pentru tineri, pentru adolescenți, maratoane montane, școli de mers pe munte și după 18 ani de activitate a apărut și Via Transilvanica. Deci asta a fost cumva răspunsul atâtor ani de alte activități. A apărut, cum spuneam, în 2018, l-am lansat ca și proiect de centenar, ca și proiect de țară, că în 2018 a împlinit România 100 de ani de la Marea Unire și am zis să venim cu ceva, cu un proiect național de care să se bucure atât românii cât și cei din afara țării. Super, da. Și deci în 2018 ați început traseul și cam cât timp v-a luat să faceți tot marcajul? Am mers în iunie, în 2018, la Alba Iulia și atunci am lansat ideea și de atunci ne-a luat 4 ani și jumătate și anume până în octombrie anul trecut, când am lansat tot la Alba Iulia, am inaugurat întregul traseu. Aha. Deci de-a lungul acestor 4 ani și jumătate am făcut tot ceea ce înseamnă amenajarea, documentarea traseului, montatul bornelor, celor 1400 de borne, ghidul drumețului, crearea ghidului drumețului, montarea săgeților, stâlpilor de intersecție, marcajele pe copaci, deci practic tot ce, aplicația, site-ul, toate resursele care ajută călătorul să nu se piardă, să drumețe, să nu se piardă. A, și deci la fiecare kilometru, că nu eram sigur, la fiecare kilometru e câte o bornă, că nu știam exact numărul și... Da, mi-ai zis tu, dar nu eram sigur. Așa, înseamnă că au fost 130 în Bucovina sau câte? Da, exact. 130 în Bucovina și aici suntem undeva la 20, da? Spre 30, deja din sudul de sus. De la Putna până aici sunt 166 de kilometri. Deci, da, undeva vreo 12% din traseu. Cam așa, da, deci încă ești la început. O să mai mult de aș fi zis pedalat, dar nu e chiar pedalat, e ceva de înclinat. Așa e. Sau de împins. Și inițiatorii au fost Alinu Șeriu. Da, de la el a plecat toată povestea cu Tășuleasa și implicit cu Via Transilvanica. Și clar și Tibiu Șeriu e parte din echipă. Da, fain. Și asta practic s-a făcut din sponsorizări sau cum? E o organizație non-profit care primește sponsorizări și... Da, toate proiectele asociației funcționează doar cu bani privați, deci bani de la companii sau donații de la persoane fizice și așa a fost și proiectul Via Transilvanica. Am cheltuit sau am investit, cred că mai bine spus, 1,5 milioane de euro ca să creăm toată infrastructura asta. Asta înseamnă în borne din kilometru în kilometru, ce spuneam, ghidul drumețului, marcajele, deci absolut tot ce a fost nevoie. Și am vrut să facem treaba asta cu bornele ca să îi dăm și oarecare unicitate în rândul traseilor de lungă distanță, pentru că nu mai găsești alte trasee în lume de lungă distanță care să ai la fiecare kilometru câte o bornă sculptată în mod diferit de către artiști. Este vreun record ceva sau ceva unic în lume? Sau mai da, noi o considerăm cea mai lungă expoziție de opere de artă din interesant. Hai, dacă nu din lume, măcar din Europa, ca să limităm poate puțin mai mult cercul. Am fost și noi pe drumeții, pe chestii, dar uite, 1400 de kilometri și încă acum am observat că mai faceți și unele de tururi, așa. Exact, da. Mai completați într-un fel. Da, noi acum am făcut o magistrală, ați văzut-o și acolo pe hartă. Da. Am vrut să știm, să avem un drum pe care să nu ne pierdem și de acolo încolo probabil ulterior vă mai apărea adăugări sau modificări, de ce nu, dar oricum dacă ești în zona, de exemplu în zona Bucovinei,
Tu o săptămână întreagă stai prin toată zona aia, că pleci de la Punda și după aia tot continui pe către Sucevița, Vatra Moldoviței. Uite, noi, și tot cobori pe hartă, tot în Bucovina ești. Noi tot o săptămână avem, așa-i? Da. A, uite, fix azi împlumim o săptămână, marți, azi e marți, vezi că marți am început, da. Bine, am făcut trei zile am făcut pauză, dar în rest am fost practic pe traseu, așa. Păi da, tu dacă mergi cam câte două etape, atunci a... Da, de obicei, da. Un drumeț care merge, vine pe jos la noi, ajunge în ziua 8, dacă merge conform ghidului drumețului, cum l-am împărțit noi. Da, noi eu merg, nu știu, 3-4 ore pe zi, așa, după care trebuie să mai edităm vloguri să mai, și mai durează, da. Deci la tine e cu muncă. Da, până nu pornește zăpada, sper să ajungem până la drumeta Turnul Severin. Nu știu, aproximez vreo lună, dacă accelerăm, sper că mai rapid. Într-o lună sigur nu o să fie zăpadă, sau sperăm, cel puțin în zona de sud a țării. Da. O să fie puțin mai Știi cumva o statistică, câți drumeți, câți bicicliști trec pe aici, aproximativ măcar? Aproximativ o să zic, dar înainte de asta o să zic că numărul drumeților și a bicicliștilor crește de la an la an. Uh-huh. Dacă în 2018, când am lansat primul județ, Bistrița Năsăuci, am lansat 130 km, am avut, nu știu, să zicem, undeva 50 de drumeți, după aia tot crescut, 200-500 și până acum, cel puțin la Tășuleasa Social, până în momentul de față, acum când vorbim în septembrie, au trecut peste 500 de drumeți, doar aici, la noi. Dar gândiți-vă că sunt împrăștiați pe toată lungimea traseului. Deci, câteva mii, 2-3 mii anul ăsta cel puțin. Și din ce în ce mai mulți străini. Da, mulți fac doar porțiuni, știi? Exact, da. Da, cu monociclu electric? Eu n-am mai văzut. Suntem primii, da? De-aia nu știm exact ce e asta. Da, deci noi ne-am pus ca scop să facem cu monociclu electric și încărcat doar de la panourile fotovoltaice de la autorulotă. Doar, adică cu energie verde 100%. Okay. Adică nu-l încărcăm la altă priză decât la autorulotă. Deci nici nu vă dăm deloc curent. Nu, deloc. Avem 3 panouri mari deasupra autorulotei și doar de acolo încărcăm monociclu și deja consumăm, da. Da. Dacă, cum a fost ieri, a fost mai înourat, mai stăm, mai relaxăm, mai edităm din vloguri, așa, dar asta mai e scopul. Mai faceți muncă de birou. Da, în primul rând să promovăm transportul personal electric și, într-al doilea rând, energia verde, energia regenerabilă, asta e scopul nostru. Foarte bine. Aici vă aflați, cum spuneam, campusul Tășuleasa Social, care, am mai zis, există de 23 de ani și, practic, aici s-a întâmplat tot miracolul ăsta cu Via Transilvanica, aici s-au sculptat toate bornele, aici stau drumeții, aici stau voluntarii, aici stă o parte din echipă, oameni care vin la noi, deci cam e un loc pe care îl folosește toată lumea să se bucure de el. Deci primim oameni cu mare drag, dar cei care vin la noi ca și condiții să fie drumeți pe traseu pe Via Transilvanica, e oarecum un loc cu circuit închis și atunci vrem să-l păstrăm așa. Avem din ce în ce mai mulți drumeți oricum care vin și la un moment dat trebuie să ne mai extindem și noi, că nu o să mai facem față. Da, da, da. Mulțumim de primire și mulțumim de traseu, deoarece traseu într-adevăr este extraordinar și după fiecare kilometru când se deschide o privire și așa frumoasă, chiar și localitățile, când mergem prin localități, sunt căsuțe din astea, sunt pășuni, sunt dealuri, munți și ne place foarte mult traseul. Cu mare drag, dar ceea ce tot timpul țin să spun e că noi am făcut cam jumătate din treabă, și anume, am pus la punct toată infrastructura asta, dar cealaltă jumătate din treabă fac drumeții și oamenii care oferă cazare, care ospitalieri de pe traseu, că dacă n-ar fi drumeți sau oameni care se primească, atunci acest ecosistem n-ar funcționa. Deci fiecare e cu treaba lui și cu aportul lui pe care îl aduce traseul. Oamenii, într-adevăr, sunt super drăguți. Noi, de exemplu, am ajuns la o locație și n-am putut să plecăm de acolo timp de 3 zile. V-a sechestrat acolo. Da, da, da. Și, într-adevăr, oamenii au și o valoare foarte mare de pe Via Transilvanica. Deci, comorile României, oamenii, natura și deja cultura, istoria. Da, practic ce am dorit noi să facem e să unim toate aspectele astea, exact cum ai spus și tu, cultura, gastronomia, oamenii care ajung în zonă să se bucure de ceea ce le oferă un simplu localnic, să se bucure de peisaje, să se bucure de istoria zonei, că
ai ce vedea. Da, și crede-mă că și poate ai și văzut, dar de la o zi la alta se schimbă câte ceva, parcă devine din ce în ce mai frumos. Și o să vezi asta până la Dunăre, ai vreme. Da. Și îți doresc să ajungi până acolo, că e tare fain traseul. Da. Îți recomand. Adică tuturor recomand. Da, mulțumesc. 21 degrees and sunny. Just the way I always wanted. Tell what I got to upset. 지금 이대로면 좋아. 따스한 빛이 가득 담은 sand river. The bluebirds be spawned. Tot aici este și un shop de unde poți alege un tricou. Așa. Specific traseului, uite, cu Via Transilvanica sau diferite suvenire, uite, stickere din astea, ori o cărțulie, să mai citești când te oprești pe traseu. Așa, și sunt și borne micuțe, uite ce bine arată, superbe, sunt destul de grele, ia uite, nu știu cât are vreo 200 de grame, 250. Pe astea le găsiți și pe site, pe viatransilvanica.com. Aici, la tășulea social, este unicul loc unde poți să-ți completezi ștampilele în caz că ai uitat pe undeva. Aici se dețin toate ștampilele și uite, Costi a scăpat două ștampile. Așa că o să le pun aici și o să fie mulțumit că o să le aibă, carnetul o să fie plin. Vatra Moldoviței. Da. Am uitat să trec la ea. Am uitat. Deci, carnetul drumețului Constantin este completat până la tășuleasa social. Yay! O să fie tare fericit. Oh, le-am completat și de-asta. Foarte bine. Cerniță, Vatra Moldoviței. Perfect. Gata, le-ai completat. Felicitări. Piciorul mai aproape. Okay. Toată lumea vrea să testeze roata. A, și eu trebuie să-l țin? Da. Aoleo, păi și... Dar n-am cum. Trebuie să mă țin de tine. Ține-te de mine, da, și pune a doilea picior. Dar ține tu, te rog, că nu pot. Păi așa dus cu carne. Ține-l bine strâns între picioare. Așa. Acum eu trebuie să-i dau drumul. Hai, ridică-te. A, pleacă-te în față. Trebuie să pleci în față. Dar de ce nu vezi? Dar de ce mergi în urmă? Centru de greutate în spate. Așa. Uitați-vă, lume! Lasă, bă, ușa aia în față. Mai ce senzații. Mergi un pic, mă! Am văzut. Piesa de rezistență de aici e masa asta. Așa. Costi, o prezint eu? A, prezintă tu, da. Dacă ești acolo, prezintă. Deci, e o masă aici, vom... Da. Și aici e biroul lui Costi. Oha, ce fain. Mișto! Voi ați făcut-o? Da. Așa, aici... Deschide cheia cu cheia și deschide acolo, să vezi. Bravo! Voi lovezi. Așa, perfect. Deci... Voi lovezi aici un stop? Da. Serios? Da. Ce tare! Uite, aici stă monociclul meu, aici monociclul luminiței și aici e mașina de spălat rufe, iată. Asta dacă trebuie să scoți scaunile. Da, și asta se deschide. Așa mică? Da. Bun, da, cum? Da, iată asta. 2,5 litri și spălăm, adică... Da, asta e special pentru rulote sau? Da, mă rog, e mai mic. Da, pentru rulote, în special asta japonezii o folosesc, că iau apartamente mici, știi, aia, și... De acolo, trebuie, acolo. Da, ăla e dușul și acolo este și toaleta. Are pompă. Toaleta cu compost. Are pompă, deci trage mașina. Da. Pompa e acolo în spate. Aia e de acolo, trebuie acolo faci prin oameni la japonezi. Că... Și de apă o ții undeva mai sus? Aia, nu, bă... apa toată e de destruc. Lasă toată lumea aceea. Da, mulțumim. Azi am făcut în jur de 40 de kilometri cu monociclu și acum l-am încărcat de plin și am consumat aproximativ 1,5 kW. Da. Într-un final ieri am venit în locația asta frumoasă și am campat.
cam la vreo 400 de metri mai la deal de Teșuleasa Social. Și am dormit aici în liniște. A fost un pic răcoare noaptea. Temperatura a căzut cam pe la vreo 9 grade și în interior a fost un pic frig pe la miezul nopții. Noi am mai pornit căldura din când în când, în sens că am pornit aerul condiționat care are și funcția de căldură, deoarece diesel heater-ul încă nu l-am montat. Avem un încălzitor pe bază de diesel care nu l-am montat și acum ne-am încălzit la curent electric. Acum suntem la aproximativ 28% baterie. S-a încărcat monociclul pe deplin, l-am pus ieri un pic și l-am pus și acum să o încărcat de tot acum dimineață, dar curent eu cam dat e suficient, deoarece azi toată ziua o să fie soare, plus luminița o să mai meargă la volan și o să mai încarce și suntem bine, adică stăm bine cu curentul electric. Am consumat extrem de mult, am spălat ieri două mașini de spălat haine, am spălat o mașină de spălat vesela și plus la asta am încălzit apă pentru duș și am pornit condiționerul din când în când să mai încălzească în interior. Și da, deci oricum mai avem curent electric. Astăzi eu o să continui călătoria mea pe Via Transilvanica, însă asta veți vedea deja în următorul vlog. O să fac traseul de la Teșuleasa Social până undeva la Măreșu, dacă nu greșesc, Măreșu. Vă scriu aici sau vedeți deja în episodul anterior că nu știu cât ce traseu o să fac. Vreau azi să fac un traseu mai lung de cel puțin 50 de kilometri, poate chiar și mai mult. Vedem cât mi-ajunge baterie și cât de complicat o să fie traseul de mâine. Da. Până atunci, nu uitați să ne dați like, subscribe și urmăriți asemenea și Instagram și Facebook. Acolo publicăm iarăși conținut mai recent. Pa, pa!